Bună seara și a revenit cu drala... Da, nu s-a revenit. Nu, hai de frate. Hai, te rog. Bună seara și a revenit cu drala prof online pe exerciții de matematică pentru recapitulare Petru 30. Nu uitați să dați like și share. Ascultați, nu uitați acest lucru. Așa încât clasa a 6-a, uităm linguța în partea asta, recapitulare pentru 30, da? Da. Recapitulare pentru 30. Da? Recapitulare pentru 30. Și începem. Te rog, îmi dați o carte? Ca să-i dictez eu domnului profesor. Lucrăm scădere, adunări, ce vreți, da? Da, da, numere întreagă, da? Acolo, de deci, adunarea numerelor întreagă. Operații cu numere în Z, da? Da. Ce păi facem și adunări, da? Da. A, imediat, nu simple. 13 de la pagina 75. Da. Calculați cu două metode sumele de mai jos. Calculați. 13 de la 75. Da. Minus 3, minus 3 plus 5, că plus 5, da, plus 3, plus 3, plus 2, plus 2, egal. Pot egal. Eu? Da. Prima metodă, calculăm exact așa cum e ea, așa. În, acum. Da. Și minus 3 plus 5 egal cu 2, plus 3 plus 2, adică egal cu 7. Copii, hai să ne înțelegem. Plus, dar am nicio impresie, prea de timp aici. Deci să înțelege că este 5, 3 și 2. Plusul de aici. Da. În momentul în care ar fost aici minusul, ăsta era important, da? Deci ar fi spus minus. Deci dacă ar fi fost așa, 5 este la B. Minus, da? Plus minus 7, asta vreau să vă spun, 5 plus minus 7, este egal cu 5 minus 7. Că și egal cu minus 2. Care face corect. Minus 2. Și a doua metodă? Și a doua metodă, minus 3 cu plus 3 le ducem și o să avem 5 plus 2, 7. Minus 3 și cu plus 3 cu plus 3 ăsta fac 0. Corect. Și face 5 cu 2, 7. Corect. Deci vorba de reducerea cea care trebuia văzut. Da. B plus 6 plus 6, minus 4, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 6, plus minus 10, plus minus 10, adi vreau. 6 plus minus 10, păi mai întâi facem în ordinea asta și iese 6, nu, scrie. 6 minus 4, ca să vedem cum arată. Este încărcat aici, este obosită. 6 minus 4, plus... Deodată, minus 6. Minus... Deci 6, minus 4, minus 6, minus 10. Minus 6, minus 10 este egal cu... Deci nu să lăsați așa în cartul, scris repede voi tradus, da? Și acum, Adi. 2 plus minus... Deci 2 minus 6, Adi. 2 minus 6. 6 minus... Ia să vedem, 2 minus 6 minus 4... Și cu minus 10, minus 14. Minus 14, deci, da. Minus 14. Mai rapid. Amplificăm minus 6 cu 6. Reducem. Amplificăm, reducem. Da, da. 6 cu minus 6, Adi, da. Face 0. Așa și minus 4, minus 10, minus 14. Da. Foarte mulți ala asta or să facă, nu? Deci cei care se urmăresc. Și atât mai dau eu aici. Eu plus minusul, atenție mult. Plus minusul, n-are rost să-l mai scrieți. Traduceți repede cum am văzut aici, da? Mai spune încă o dată. Minus 5 plus minus 7 minus plus 3 minus plus 10 egal cu. O să fac eu? Da, minus 5 plus minus 5 minus 7. Așa scrie, minus 5 minus 7. Așa trebuie să dau. E o prostie aici, da. E un abuz. Normal. Da? Un abuz. Repede așa. Plus minus 3. Deci minus 3 minus 10, Miruna? Nu, era plus minus 3. Adică da, minus 3. Am tradus, da? Și acum lucrăm. Minus 10 și egal cu. Adică se urmărește? Da. Am zis minus 5 minus 7 minus 3 minus 10. Egal cu minus 25. Egal cu... Toți sunt cu minus, minus 10 odată aici. Da.
Și cu minus 15 și cu minus 10, minus 25. E clar, Andrei? Acum tu, Mihai. Deci minus, minus 7 a Mihai, plus 5, minus, minus 4, plus 7. Plus 7. Da? Egal cu Mihai. Deci minus 7. Păi mă, așa asta, plus plus, uite, gata. Plus plus 5. Care? Gata. E din abuz. Tocmai pe 7 și cu 7 se minus 7 pe timpul plus 7 se anulează. Sigur că da. Și atunci rămâne, rămâne plus 1. Deci 5 și cu... Atenție! Aici este. Este 5 plus 4. Asta este. E minus minus 5 plus 4. E opusul opusului acolo. Exact. Da? 5 plus 4 egal cu 9. Atenție, Mihai. Nu ai voie să bâlbâi. Deci ești foarte atent. Începem. 3 minus 9 plus 7 minus, minus 4 plus 3 minus 11 minus 2 egal cu. Ce nu vorbește? Minus plus 2, poftim. Poftim, Miruna. 3 minus 9 plus 7 plus 4. Plus 4, Miruna. Foarte atent. Eu pus opusul ca și mai sus, da? Da. Plus 4 plus 3 minus 11 minus 2. Minus 2, minus 2, că da. Plus 2, ăla m-am scris așa, da. Ca o, o braznic, să scap. Să pun și pe Andrei. Da, pun și pe Andrei imediat. 3 cu minus 6 egal cu minus 3 cu minus 9 egal cu minus 6. Da, nu se simplifică 3 cu 3? Da. Nu, 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 e, nu e minus 3, Andrei. A, e plus 3. Sunt pozitiv. Da, atenție multă, nu trage de mine. Minus 6 plus 13. Deci 3 minus 9 minus 6. Plus 13. Dar ce? De ce e plus 13? Că e minus 6, minus 6, minus 6 plus 7. 7, 7 plus 4. 11 fapt. 7 plus 4, plus 5. Ah, te duci odată la 11. Dar te duci și la 3, ca să fie 10 și cu 4, 14 dacă ți-ai mărit viteza. Da. Și vine minus 6 plus 14, minus 6 plus 14. Minus 14, minus 13. Minus 13. Și egal a făcut pe o parte din el. Egal cu? Și egal cu minus 6 plus, plus 1 și egal cu 5. Minus 5. Minus 6. Plus 1. Plus 1. Plus 1 de aici, din ăștia 2. Da, da. Și egal cu minus 5. Și face minus 5. Terminat. Dar iată cum aș fi făcut eu. Deci Mihai, ca să urmărească și el cu Andrei, nu? Da. Andrei, când voi nu-ți urmăriți și tu ai rămas un pic în urmă. Da. Iată cum aș face. Deci în condițiile astea, când am lămurit-o și mai avem cu parantezele alea, dacă știți să ieșiți din încurcătura asta și așa arată ghișiți, atunci eu zic așa. Cei cu plus îi pun deoparte, cei cu minus la sfârșit. Așa vreau să zic eu. Iată, 3 plus 7 plus 4 plus 3 nu minus 9 minus 11 minus 2. Ai înțeles, Mihai? Da. Deci ușor, 3 așa, plus 7 plus 4 plus 3 am pus în prim plan toți ăștia cu pozitiv și minus încep. Minus 9, minus 11, minus 2. Corect. Ca să nu greșim. Și acum cu ăștia pozitive am adunat 10 17, și cu 17, deci 17 minus 22. 11, minus 22 facem, corect, da? Minus 22. Și egal cu 17 minus 2 face minus 5. Am dat semnul cel mai mare și scădă de 2 și, și clar, foarte... foarte clar ca să nu mai pierdeți timp. Deci, facem așa acum. Eu vă dau și cu parantezele cele da. Să scăpăm de ele, da? Și până... Cine vorbește? Eu. Uite, nu, și Andrei, și Adina, minus 5, și Mihai. Da, minus 5, plus minus 3, minus, minus 4, plus minus 5, minus, minus 7, plus 2, plus, plus 2, egal cu Adina. Adina, te rog, Adina. Scăpăm de alea cu parantezele, că sunt obositoare. Te rog.
Deci minus 5 îl copiem. Da. Apoi. Plus 3. Nu, minus 3. Minus 3. Minus 3. Minus. Și scrie Adina că nu trebuie să stai. Te uiți la căițelul tău și... Exact. Nu. Și dictezi. Dictezi. Deci nu... Cine e capabil să zică mai departe? Eu, care Adi. Nu tu. Adi, da. Deci minus 5, minus 3, minus 4. A, niciunosule. Oh. Nu e minus 4, că minus minus vine plus 4. Ah, eu am înțeles acolo că e plus. Deci, minus minus 4. Deci, așa, plus 4. Plus 4. Minus 5. Corect. Plus 7. Plus 2. Egal cu. Organizează repede, Adina. Adina. Egal plus 2. Egal cu. Ce-i cu plus întâi? Ce-i cu plus? Hai de repede. 7. 4 mai întâi. 4 plus 7 plus 2, da? Da. Minus, Adina. Minus 5. Minus 5. Minus 3. Minus 3. Minus 5 și 9. Da. 7. 7. Egal cu. Te rog. 13. Deci, 11, 13. Minus? Minus? 13. Iarăși. Minus 3. Minus 10, minus 10, minus 5, minus 5 fac minus 10, minus 3, minus 13. Și 13 minus 13 egal cu 0. I-am făcut mai întâi, am pus numele cu minus după aia. Nu are importanță. Nu are importanță. Deci nu are importanță. Important este să le pui pe o parte și pe partea cealaltă, ca să nu mai pierdem timp. Da? Da? Deci atenție multă, n-aveți voi aici, n-aveți voi nicio greșeală. Fără greșeală. Facem încă 2-3 până când ne convingem. Eu n-am înțeles de asta, am rămas în numărul 10 acesta. Aici, acum, am dat 17 minus 22. Unde? 17 minus 22? De unde aveți 17 și am văzut? 3, 7, 4 și 3. 3, 7, 4 și 3. E cu plus. Plus. Cu plus, apoi ce cu deci ce cu plus? 3, 7, 4 și 3. Asta se subînțelege că e cu plus, dar el nu mai este legat cu cineva din față. Dacă punem minus, apoi ținem cont de minusul. 22 este de la 9, minus 9, minus 11. Păi de la minus 9, minus 11, minus 2. Da? Da. Și face 17 minus 22 și face minus 5. Da. Să vedem un altul repede. Și voi, Mihai, acum tu acționezi, da? Da. Iată, eu spun aici. Minus 15. Plus 7, minus, minus 3, plus, minus 4, minus, plus 2, minus, minus 7, egal cu, Mihai, vorbește. 7 se anulează, din 7 plus 7, minus 7. Nu, hai să lucrăm. Grăbi la anulare, care scăpăm de semne mai întâi. Hai să ne organizăm minte așa. Hai zi, egal cu minus 15, plus 7, rămân așa. Plus 7, plus 3. Plus 3. Minus 4. Da. Minus 2. Da. Așa, plus 7. Și egal mai departe cu repede, Mihai, egal cu? Egal cu minus 15. Cu minus îi punem pe 3, da? Așa. Minus 2. Minus 2, da? Și minus 4 mai sunt. Așa. Minus 4, minus 2. Da. Plus. Plus 7. Plus 3. 7, plus 3. Da. Și egal cu. Egal cu. Te rog. 21, minus 21. Minus 21. Plus. Minus, plus. Da, da, plus 17. Da. 17. Nu se anulează. Egal. Nu se anulează nimic. Păi, dar nu sunt plus mai rar. Minus 4. Păi, seamănă cu plus, mă. Da? Deci, unul cu plus și altul cu plus se anulează. Păi uite rezultat, minus 4 e. Deci răspunsul corect este? Minus 4. Minus 4. Deci înseamnă să nu lucrezi întâi plusul și pe aceea minusul? Da, deci eu insist pe chestia asta ca să fie ordine în mintea voastră. Altfel, da, dar văd că nici și tu adusul greșești. Hai, încă o dată facem. Până când... Și Andrei săracu că nu i-a venit rândul. Da, acum, minus, minus 11 plus minus 3. Minus, minus 4, plus, minus 3, minus, minus 7, egal cu, te rog, Andrei? Facem plus 11, minus 3, da. Plus 4,
minus 3 plus 7. Egal cu? Și este egal cu, facem mai întâi cu ce cu plus, 11 și 4 și cu 7, plus 22, minus 6, care este egal cu 16, da. Cu 16? Asta e mai putem, minus 16, da, că da, e altceva. Da. Deci egal cu 16. Miruna, acum vorbești tu, atenție multă, vreau fără greșeală. Ce zicem? Minus... Stai să vedem, unde înțelegeți? Hai să vedem încă o dată. De la 11 minus 3 plus 4. Da, 11 înțelegeți de ce? Da, da, da. Că minus, minus 11. Minus 3. Da. Plus 4, că minus, minus. Da. Minus 3. Da. Și plus 7. Da. Și 11 și cu 4, 15, și cu 7, 22. Că se anulează minus 3. Și rămas minus 3, minus 3, la sfârșit, minus 6. Nu se anulează, mamă, că e minus 3, minus 3. Da? Deci minus 3 cu minus 3 nu se anulează. Minus 3 cu plus 3 s-ar anula. Că e 3 scăzut 3. Da? Atenție, da? Nu greșim. Adi acum vorbim. Haideți cu eu. Cine? Miruna, da? Hai. Minus, minus 5 plus minus 3 minus minus 7 plus minus 3 minus plus 4 minus minus 5 egal cu, Miruna, te rog. Egal cu 5 plus minus 3 plus 7. Hai, plus minus 3. Nu-mi place. 5 plus 5 minus 3. Hai, Miruna, 5 minus 3. 5 minus 3, dar eu fac parteze. Hai, lasă. Minus 7. Ei, da. Plus 7. Plus 7. Plus minus 3. Minus 3. Minus 4. Minus 4. Și 5. Plus 5. Poate a zis semnul, nu știu 5. Da? Mă interesează semnul că se leagă de el din față, Miruna. Da? Și egal mai departe cu... 2 plus, plus 4. Deci 2, ca plus că da, plus 4. Deci 2, 2 plus 4. Dar nu minus 9. Deci 2, din ăștia 2. 2. De ăștia e 4, plus 4. Și ai zis 9. Ei, da. Minus 9. Păi mincinoasă ești. Acolo e 1. 4 plus 5, păi, minus 4 plus 5. Minus 4 plus 5. E minus 1. E plus 1. Da, 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 da. Păi semnul cel mai mare, dacă vrei pe bucăți câte două, două, merge, dar vedeți că de așa e. Da, greșit. Ei, eu te-am sfătuit și vrei, tu nu vrei să fie atentă. Să facem așa, ce e cu plus de o parte, ce e cu plus de o parte. Păi parantezele am scăpat de ele. Deci, ideea că scap de paranteze, atenție multă. Doar atât este să ții minte. Minus, minus, a tras unul plus, iar plus, minus sau minus, plus este minus acolo. Atâta tot, două lucruri. Plus, plus, e aiurea să scrie, prin plus, da? Deci plus, minus, e minus. Plus, minus, minus, e plus. Minus, minus, e plus. Atâta să știți minte. Nimic în rest. Șurat. Șapte. Da? Miruna, cu tot nu te fac acum. Corect. Minus. Plus 7, minus, minus 3, minus, plus 5, minus, minus 9, plus, minus 3, egal cu Miruna, te rog. Putem mai desface parateză și apoi să nu mai facem parateză. Nu, Miruna, așa cum zici eu, ca să nu mai greșești. Că amețim lucrurile și nu ne iese treaba. Corect. Egal cu minus 7. Da. Minus 3, plus 3. Plus 3. Minus 5. Minus 5. Da. No, plus 9. Așa. Și plus 3. Adică minus 3. Minus 3. Și egal cu 4, minus 5. Deci, minus 4, egal cu sala. Hai mai, Miruna, hai să facem așa, că greșim. Miruna, ia ideea cu plus 3. Minus 5, Miruna. Minus 3. Deci cei cu minus am prim plan, da? Am conceput cu ăsta și am zis, hai să îi adușim pe plus 3, plus 9. Și dau Miruna, acum... Minus 3 cu plus 3 se simplifică, da, aici, da! Minus 3 cu plus 3, da? Și apoi avem minus 13 plus 9. Minus 13 plus 9. Păi minus 7, minus 5, face minus 13 pentru Miruna. Face minus 12, nu? Păi... Dar Miruna mi-a zis minus 13, așa am spus.
Minus 12. Deci minus 12. Plus 9. Da. Și egal cu 3. Minus 3. Da, Miruna, mai faci tot cu tine? Până când îmi dai Miruna, din 3 încercări... Stai puțin, Adi. Miruna, da. Deci ce rog frumos cum zice domn profesor? Deci din 3 încercări, Miruna, trebuie să nu ai nicio greșeală. Când ajung acolo, atunci mai pășesc altceva. Nu se poate. Nu se poate, adică la chestia asta e o glumă, dar... Păi, mama, ce nu înțelegi? Dacă minus cu minus, zici plus de dată. Plus cu minus, zici e minus de dată. E opusul opusului, este numărul... Minus. Da? Deci, plus, ce plus, să plus, plus, minus, plus, cu și minus, plus, minus, plus. Miruna, ascultă ca să vină ușor. E de o cam plus, 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 minus, minus, și plus. Simplu. Dar nu mecanic. Pur și simplu, două lucruri trebuie să le ținem. Două lucruri. Plus cu plus. Plus, minus, minus, plus acolo e minus. Da? Dacă e plus, minus sau minus, plus, e minus. Da. Iar minus, minus e plus. Și în rest nimic, plus, plus, minus, minus, minus sau minus. Și te rog să mergi pe aceea ortodoxă așa cum zice domn profesor. Da? Iar minus, minus e plus. Da. Și gata povestea. Plus, plus. Minus, plus, 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 plus e plus. Da. Dar e banalitate, ca să ne, da, gata, ne enervezi acolo. Așa. Ca să vă enervezi, ești. Deci minus, minus 7, minus plus 4, minus, minus 3, plus minus 7, minus, minus 4, plus minus 13. Miruna, te rog să accelerezi. Egal cu? 7. 7. Minus 4. Da. 3, plus 3. Da. Plus, minus, plus... Lasă-mă vorbim, deodată răspuns. Minus 7. Minus 7, Miruna, gata. 4, plus 4. Da? O plus mă interesează, că se leagă de astea din față. Nu poți să lași 4 așa izolat. Plus 13. Minus 13. Minus 13, da? Dar stai, Miruna, ce nu înțelegi, mami? Nu, nu înțelegi. Mama, uite, plus, minus. Plus, plus 13. Cine te-a pus? Eu am zis pe care plus, plus 13. Așa, bine. Egal. Nu, mama. Miruna. Ieri ce-i poziția? Numere cu minus. Plus 3. 7 plus 3 plus 4. 7 plus 3 plus minus 4. Începem cu egme. Minus 4, minus 7, minus 13. Miruna, așa faci. Acum te uiți. Și acum te uiți 7 cu minus 7 îi tai. Miruna, că și așezat așa. 4 cu minus 4 îi tai. 4 cu minus 4 îi tai. 3 minus 13 egal cu minus 10. Deci dacă faci așa, ai șanse foarte mari. Să nu greșești. Hai să vedem. Cu mine? Și eu. Vă spun toți să pun. Atenție, Andrei. Minus, minus plus 5, plus minus minus 7, plus minus 3, minus plus 4, plus minus minus 5, egal cu... Te rog, aștept. O pic să scrie toată lumea de pe tablă. Dar nu vorbiți. Ca să vedem cine nu știe. Da, da. Hai, Andrei. Minus 5 plus 7 minus 3 minus 4 plus 5, care este egal cu 5, minus 5 și cu 5 se... Bine, hai. Este egal cu 7 0. Minus 7 egal 0. Egal cu 0. Adi, Adi. Minus plus bravo, 9 bravo. Plus minus 3 minus da. Plus 4 minus minus 9 plus minus 7 minus minus 5 egal cu Adi, te rog. A, trebuie să copiem. Copiem, da. Andrei, dar mai șoptești mult. Șt! Fiecare lucrează individual, lucrează individual. Nu spuneți rezultatul, vă uitați la rezultatul exact. Care nu pune. Păi, minus 9, vorbește, da. Minus 9, minus 3, minus 4, plus 9 și minus 7, plus 5. Corect. 9, minus 9 și cu plus 9 se reduc. Bun.
Așa, ia să le mai vedem. Nu mai avem. Și avem, o, să vedem, minus 7. Minus 7. Plus încă o dată minus 7. Nu plus minus 7, minus 7. Și plus 5. Plus 5, egal cu? Păi ia să vedem, păi, minus 7 și cu minus 7 dă minus 3. Și 7 ăsta? Pe minus, minus 3, minus 4, minus 7. Da. Și minus 7 ăsta o continuat, plus 5. Și face, Adi? Minus 9. A, minus 14. Minus 14 plus 5 egal cu minus 9. Bine. Adina, hai să punem. Minus plus 7 minus minus 9 plus minus 3 minus minus 5 plus minus 4 minus minus 7 egal cu, Adina? Minus 7. Minus 7. Plus 9. Da. Minus 3. Da. Plus 5. Da. Minus 4. Plus 7. Minus 4. Plus 7. Egal cu, Adina? Plus 9. Minus 7 plus 7. Deodată, ochiul fuge. Minus 7 plus 7 ne-a dus să mai copiem. Plus 9. De ce plus 9? A, da, asta. 9. 9. În continuare, în interimentul ăsta. Plus 5. 9 plus 5. Minus 3 minus 4. Minus 3 minus 4. Egal cu? 14. 14 minus 7. Și face 7. Terminat exercițiul. Altul. Mihai, te rog și pe tine. Hai că începe să avem siguranță totală, da? Nu mai avem o centura. Minus, minus 9. Plus minus 3. Minus minus 7 plus minus 5 minus plus 3 și plus plus 4 egal cu? Plus 9. Da. Nu mai pun plus 9, 9. Minus 3. Nu mai e nimeni în fața lui. Minus 3 plus 7 minus 5 minus 3 și e plus 4. Corect. Plus 4 eu. Ca să mă enervez acum. Așa. Și egal cu? Plus 9. 9. 7. 9. 9 plus 7. Plus 7. Plus 4. Așa. Minus 3, minus 3, minus 5. Bun. Și egal cu? Egal cu 20. Deci 20, ai zis bine. Minus 11. Păi 9 și cu 7, 16 și cu 4, 20. Minus, minus, minus 6 și cu 5, minus 11, da? Care dă 9. Și egal cu 9. 9, no, Adi. Adi și Miruna mai puneți, că văd că greșesc. Da? Nu am zis 9. Adi, unde e greșit? Hai să vedem. Hai să vedem încă o dată. Adi, te rog. Minus 7. Minus minus 3 plus minus 7 minus minus 9 plus plus 4 minus plus 3 egal cu, Adi? Ia să vedem. Plus 7. Stai puțin, lasă să scrie și eu. Lasă să scrie și tu. E drept. Uite, ultima. Păi minus 7 plus 3. Minus 7 plus 3. Minus 7 plus 9. Plus 4 minus 3. La minus 3. Egal cu, păi, minus, plus 3 și cu minus 3 se anulează. Și iese minus 14. Așa. Minus 14. Plus... Mai așteptam să zic minus 7 plus 7 se arulează. Plus 13. Plus 13. Plus 13 egal cu minus 1. Minus 1. Deci n-ai voie să greșești. Aici nu. Da? Deci n-ai voie să greșești. Și faci de astea 100 de greșiți. Acasă iei de un capăt de toate din manual. Plus 3 cu minus 3, în rest nu s-a anulat nimic. A, până pe eu n-am luat minus 3.
Deci, ce s-a întâmplat? Nu sună, mamă. Atenție, ce vă propun în continuare, ca să punem punctul asta? Acasă, vă uitați pe astea care le-ați făcut împreună și le scriți voi și le faceți încă o dată, vedeți dacă greșiți. Sunt vreo 10. Câte sunt acolo? 14. Din cele 14 aveți voi la 1 să greșiți. Dacă ați greșit la 1, vă uitați unde ați greșit, faceți ochii mari și până vă duceți în manual. Și din manual toate greșitele acolo. Câte sunt? 20, 30? Ușoare. Da, sunt toate, dar e vorba de o joacă. Scurt. Acum când ați sesizat cum trebuie gândit, că scăpăm din paranteze ce doar este doar la derută, nu e o mare filozofie acolo, și că ei cu plus într-o parte, ei cu minus într-o parte, respectăm rețeta asta și când ne uităm care e cu plus, care e cu minus, se reduc acolo, îi vezi rapid și când faci calculul respectiv. Ce e cu minus de o parte, ai văzut că fac valoarea cu minus, ce fac cu plus, da? Și nu greșesc niciodată așa, dacă sunteți atenți. Da, deci, atenție, datorită experienței care o am, Miruna, datorită experienței care o am, am propus acest lucru, pentru că eu cu elevii lucrând așa cum mă întâlnesc cu voi, am știut și știu foarte bine de unde provin de greutățile. Atunci așa facem, da? Și atunci merge sigur. Ați văzut, erați dezorientați complet, da? Dacă ne-am ordonat un pic, lucrurile merg foarte eu bine. Eu mai vreau una. Mai vrei încă una, da? Bine, hai, facem încă una. Vrem forțe duble. Da, da. Hai, bine, hai să vedem. Minus plus 5. Minus 4. Plus minus 3. Minus plus 5. Plus 2. Minus 7. Egal cu. Poftim Andrei. Egal cu minus 5 plus 4 minus 3 minus 5 plus 2 minus 5, 3, zis, minus 5 plus 2 plus 7 care este egal cu 6 minus 13 plus de unde a făcut minus 5 minus 3 minus 5 că vine ușor spune minus 13 de la asta minus 13 minus 3 plus 15 care este egal cu 2 minus 5, minus 5, minus 10, minus 3, minus 13, 4 plus 2, 6, și cu 7, 13. Deci plus 13. Dacă ați vrut să evitați ceea ce v-am spus eu, abia când vă merge, când sunteți siguri pe voi, ajungeți așa. Deci, mai corect, Andrei, vrând să mărești viteza, poți să și greșești. Corect. De aceea eu vă invit să nu mai pierzi mult timp. Minus 5, minus 5, minus 3, ce e cu minus? Da? Plus 4, plus 2, plus 7. Cei care deja și-au format mâna cu un ceat, el acum să facă, eu sunt totul de acord să facem așa, dar pentru început, faceți acasă de 10, de 15, de 20 de ori acolo ghișițile și abia când vi s-a dat ochiul, ai spus așa, nici nu mai trebuie. Minus 13 plus 6, 7, 13. 13 minus 13 fac 0. Dar mai târziu acolo. Nu putem să sărim peste etapa pe care v-am promis-o, v-am propus-o, pentru că încă nu ați ajuns la nivelul acela. Și eu mă da? Deci așa, ne vrem cu una, da? Hai să rău. Plus minus 7, minus plus 3, minus minus 7, plus minus 5, minus minus 9, plus 4, egal cu... Egal cu minus 7, minus 3, plus 7, minus 5, plus 9, plus 4. Și minus 7 și cu plus 7 se reduc. Da, văzut aici. Egal cu minus 8. Deodată, minus 8. Da, minus 8 plus, minus plus 13. Da. Minus 8 plus 13. Bravo. Da. Eu să răspund și face? Trebuie să vedem. 5. Da, 5. Corect. Și vezi că n-am insistat să zic plus 5. Deci n-am insistat să zic plus 5. Deci 5. E corect. 5. Tu? Adina n-ai înțeles, da? Hai să vedem, Adina.
De aici, aici ai văzut? Da, aici minus până la tot până la egal. Așa, de la egal încoace, ai cum ai, nu înțelegi. Nu, de la egal de acolo, de la acolo. Ar, bun. Minus 7 cu 7, da. Deodată ele termine. Și zice, minus 3, minus 5 faci minus 8. Da. De rezultatul. Și 4 și 9, 13. De rezultatul. Deci mărește viteza. Sunt de acord să-l urmezi, da? Miruna, vrei tu, da? Da. Zi, te rog. Urmește-mă. Plus, minus 9, minus, plus 7, minus, minus 4, 9, plus, minus 3, minus, minus 9, plus, minus 5, plus, plus 2. Miruna, te rog să dai rezultat. Direct? Nu, rezultat direct. Să înceapă să vorbească. Minus 9. Da. Plus 7. Nu, minus 9. Minus 9 e zis bine. Minus 9, minus 7. Da. Plus 9. Da. Minus 3. Da. Plus 9. Da. Minus 5. Da. Și plus 2. Plus 2. Minus 9 cu 9 se ridică. Minus 9 cu plus 9, da. Și o să avem minus 7, minus 5, minus 3. Minus 7, minus 5, minus 3, da. Plus da. 9 plus 2. Așa. Și egal cu minus 13, minus, minus 16. De ce minus 16, minus, bine? Nu. Minus 12, minus 2, minus 15. Minus 15, minus 15. Da. Minus 15 plus 11 și egal cu minus 4. Egal cu minus 4. Ai destul de bulbuiel. Corect. Nu ai voie să ai o bulbuială. Știți ai avut aici o bulbuială și n-am înțeles-o deloc. Deci ai zis plus 7. Ce te-a făcut să crezi? N-am zis, ochiul s-a format aici, un plus și un minus face un minus. Doi de minus face un plus. Atât ai filozofie. Se încăpățânează să lucrezi așa cum îi spuneți. Da. Păi așa am făcut, minus 7, minus 5. Păi când vezi minus plus 7, păi am zis minus 7 din start. Un plus și un minus e un minus. 2 din minus e un plus. 2 din minus e un plus. Atâta. Nimic nu v-am cerut. Deci un plus și un minus e un minus. Iar 2 din minus e un plus. Nimic în rest. Simplu, simplu. De ce? Dacă aici am spus că e minus, de ce nu am spus 2 la 3 minus 7? Da, minus 2, minus 7. Dar de voi. Trebuia să spui plus, minus, nu știu ce, minus. Exact. Timp pierdut. Și am fost eu aici prezent de te-am oprit. Că dacă ai aruncat plus 7 de acolo, s-a dus. Te-ai luat tot. Exercițiu. Da? Deci n-ai voie un semn că una este plus 7, care este în dreapta, și alta e minus 7, care este în dreapta. Deci aici un semn greșit, nimic nu mai e. Am făcut o altă variantă. Bun. Lucrăm și altfel de exerciții. Lucrăm și altfel de exerciții. Că... Calculați modul de A plus B. Deci modul de A plus B. Da. Păi tocmai. Și modul de A plus modul de B. Și modul de A plus modul din de B. Da. Unde? Și comparați de fiecare dată rezultatele pentru. Deci comparați. Și comparați. Și comparați A și B, nu? Pentru. Variante, da? Da, modul de A plus B și modul de A plus modul de B. A. Trebuie comparat. Da. Așa, pentru A. A egal cu 4, B de egal cu 6. A egal cu 4 și B egal cu 6. Păi înlocuim. Deci, cine vorbește? În cazul de A. Poftim, Madi. Așa. Deci, modul din 4 plus 6 este egal cu 6, modul este... din 10. Da, modul din 10. Adică 10. 10. De desubt. Modul din 4 plus modul din 6 este egal cu modul din... Păi modul din 4. Din 4 plus 6, 10. Și nu-i nimică. Deci e egalitate. Rezultă atunci că modul din A plus B
egal cu modul din A plus modul din B. Da? Deci asta ar fi concluzia în cazul de față. E simplu, hai să mai lucrăm. Să vedem, să analizăm. A egal cu minus 54. B mic, un alt caz. Da, A egal cu minus 54, B egal cu 7. Eu vreau. Poți Miruna? Modul de minus 54 plus 7. Plus 7. Da. 7. Da. Este egal cu modul de... de 40... 54. Nu. Atenția, deci... De modul de 47. Eu zic cu 54 de 7. Să scăpăm de minus 47. Adi, da. Facem operație din interior. Modul de minus 47. Da. Din interior acolo. Minus 47, Adi. Deci egal cu modul de minus 47, Adi. Că nu acționezi asupra fiecăruia. Data viitoare va fi spus. Și egal cu 47. Și egal cu 47. Iar modul de A, adică modul de minus 54 plus... Deci modul din 54 plus da, modul din... modul de 7 egal cu 54 plus 7 egal cu 61. 54 plus 7 egal cu 61. Care ar fi concluzia? În cazul ăsta, modul de A plus B este mai mare decât modul de A plus B. Cum? Cum? Modul de A plus modul de B este mai mare decât modul de A. Așa, de 61. Deci eu aș constat că 61 e mai mare decât 47, care se traduce, 61 a provenit de aici, modul din A plus modul din B mai e mai mare decât modul din A plus B. Da. Da? Sau, altfel spus, modul din A plus B e mai mic. Da? Citim și invers. Corect. Modul din A plus B 15, de mai mic decât 6. Modul din A plus B. De, decât modul din A plus modul din B. Vreau și eu. Imediat. A egal cu minus 3. Eu vreau la D. A egal cu minus 3. Și B egal cu minus 2. Minus 2. Da. Și te rog. Eu. Hai. Cine vrea? Eu. Adina. Adina, poți fi Adina. Modul de minus 3. Modul de. Minus 3 plus. A plus B, zice. Modul din A plus B. Hai să pornim așa. Da. Modul de A plus B. A plus B. Egal cu modul din. Minus 3 plus minus 2. Egal cu. Plus minus 2. Hai să spunem deodată minus 2. Modul din minus 3 plus minus 2, cum spui tu, egal cu 3 plus 2. Cum? Da, egal cu modul din minus 3. Lucrăm aici în paranteză. Minus 3 minus 2. Minus 3 minus 2. Și egal cu modul din... Poți fi minus 3, minus 2, fac minus 1. Minus 5. Minus 5. Modul din minus 5, care face 5. Pe partea cealaltă luăm modul din A plus modul din B. Egal cu? Modul din minus 3. Modul din minus 3. Plus modul din minus 2. Modul din minus 2. Egal cu 3 plus 2, egal cu 5. 3 plus 2 și egal cu 5. Din astea două constatăm că sunt egale, adică modul din A plus B, modul din A plus B, egal cu modul din A plus modul din B. Te rog, te rog, zi. A egal cu 7. A egal cu 7. B egal cu minus 3. B egal cu minus 3. Acum eu. Modul din A plus B. Modul din A plus B. Egal cu modul din. Egal cu modul din 7. Da. Plus minus 3. Să scriem așa ca să fii clar pentru toată lumea. Plus minus 3. Egal cu. Este egal cu modul, modul din 7. Plus 3. De ce plus 3? Minus 3. Păi plus minus l-am făcut adineauri. Minus 3. Minus 3. De 7 minus 3. Și egal mai departe cu. Și egal cu modul din 4. Modul din 4 care face 4. Pe dedesubt să plecăm în modul din A plus B plus modul din B. Plus modul din B egal cu modul din. Modul din 7 plus modul din minus 3 da.
Care este egal cu 7. Nu e 7 face, nu? La 7 plus 3. Care egal cu modul din 10. Nu e egal, am terminat cu modulul. Plus modul pe imediat. Păi cum este niciun modul? Care egal cu... Egal cu 10, da? 10 mai mare. Răspunsul e 10. Ce constă astfel? Că modul din A plus modul din B este mai mare decât modul din A plus B. Modul din A plus modul din B este mai mare decât modul din A plus B. Da, 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 da. Cine n-a zis? Eu n-a zis. Dacă... Cum tu n-ai lucrat? Mihai n-a zis. Mihai tocmai ce-a lucrat acum. Andrei n-a zis. Andrei n-a zis deloc. Hai. Dar Andrei n-a zis să nu lucrați. A egal cu minus 19, B egal cu minus 13. A egal cu minus 19. B egal cu minus 13. B egal cu? Minus 13. Și atunci ziceam. Nu știi tu. A sesizat un lucru. Aceea semn. Când au același semn, sunt egale. Când au semne contrari, apare mai mic. Exact. Asta era povestea. Deci acolo vreau să ajung, dar vreau observația voastră. Ia să vedem. Așa observi și tu, dacă ești strădui. Trebuie să strădui un pic. Deci, vreau să fac A plus B. Modul din A plus B. Plecăm așa, Adi, da? Tu, Andrei. Modul din A plus B egal cu modul din... Minus 19, minus 13, care este egal cu... Modul din... Modul din 32, care este... Minus 32. Minus 32, care este... 32, care este egal cu 32. Și acum modul din A plus modul din B este egal cu modul de minus 19. 19 plus modul minus 13, care este egal cu 19 plus 13, care este egal cu 32. Și din acestea două rezultă că modul din A plus B. Modul din A plus B este egal cu modul din A plus modul din B. Modul din B. De data asta, egalitate. Domnul profesor, da. Da, 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 da.